Recent, în piața centrală Stan Săraru din municipiul Buzău, membrii Asociației Piețelor din România au efectuat o vizită de lucru, ocazie cu care au purtat discuții cu comercianții pentru a identifica soluții de modernizare a piețelor. Spațiile modulare pentru produsele lactate au fost apreciate, motiv pentru care ar putea fi promovate la nivelul tuturor piețelor din țară. Am venit în primul rând ca să vedem cum se desfășoară activitatea în piețele din Buzău, să vedem dacă putem să ducem și noi în administrație de unde venim ideile pe care le-am găsit aici. De exemplu, aceste căsuțe mi se par extraordinar de interesante, arată foarte bine și cred că într-un timp scurt veți vedea și în alte piețe din țară astfel de căsuțe. Practic, întâlnirile noastre, în primul rând, asta încearcă să facă, să căutăm împreună soluțiile cele mai bune pentru ca să putem ajuta producătorul agricol. Exact, să ne facem schimb de idei, să luăm lucrurile bune care funcționează și să le implementăm și celelalte părți. La rândul lor, comercianții apreciază condițiile care le-au fost oferite pentru vânzarea produselor lactate. Curat, cum menținem așa avem? Cum era înainte? Nu era rău, dar acum sunt alte condiții. Este ceva bun, civilizat, cum vorbesc aici. În acest context, primarul municipiului Buzău a declarat că piața centrală ar putea intra într-un nou proces de modernizare. Avem un proiect acum, un proiect interesant. Și m-a inspirat și Vaslui, recunosc la treaba asta, că Vasile Pavel, primarul actualmente în funcție și care a renunțat el că s-a săturat de Vaslui sau v-a săturat voi de el. Nu mai știu ce a fost. În sfârșit, el a zis, bă, nu mai pot, gata. Stai, Vasile, acasă. Și am fost cu domnul primar de la Vaslui și mi-a plăcut foarte mult, au dărâmat concioabea, a dărâmat tot, a făcut sub teren, deasupra parcare. Ce a fost, ce mi-a plăcut acolo, camerele la frig și toată organizarea de acolo. Noi avem în parcul și am și avizul cel puțin verbal al Preoției sale Arhiepiscopul Buzăului și Francei. Construim o parcare pe -3, 500 de locuri, dar partea de desfințări și strada Elena Locotenent Godeanu și vom avea intrare directă în piață, iar aprovizionarea practic se va face de la subsol, dacă vrei, cu camere frig, cu tot, cu tube, duți toate acolo și se va intra direct în piață. Totodată, piața de flori ar urma să fie reabilitată, au mai anunțat reprezentanții administrației locale.